Matei 6 cu 14 Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre până aici cuvântul Domnului vă rog frumos să luați locurile Unul dintre cele mai frumoase versete ale Sfintelor Scripturi se găsește în cartea prorocului Mica, capitolul 7 cu versetul 18, unde Biblia spune așa, Lui Dumnezeu îi place îndurarea. Lui Dumnezeu îi place îndurarea. Și nouă ne place să rostim ce zice Ieremia, că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui n-au ajuns la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață față de noi. Frașii și surori, lui Dumnezeu îi place îndurarea și îi place să și înnoiască durarea față de noi. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu așteaptă ca și noi să ne înnoim bunătatea și îndurarea față de cei care ne-au greșit. Pentru că niciodată nu vei semăna pe Isus Hristos mai mult ca atunci când ierți din toată inima ta. Aduceți-vă aminte că primul strigăt al lui Isus Hristos pe cruce a fost Tată, iartă că nu știu ce fac. Și lucrul ăsta l-a spus Iisus Hristos în timp ce avea rănile deschise, necicatrizate. Nu după 20 de ani de zile, nu după 40 de ani de zile, ci cu rând deschise a zis, Tată, iartă că nu știu ce fac. Și cred că iertarea este cea mai înaltă treaptă a creștinismului. Mi-aduc aminte de Traian Dorz, un om al lui Dumnezeu care a stat aproape 17 ani de zile în pușcărie. Și unul din motivele pentru care a ajuns în pușcărie a fost pentru că nevasta lui l-a trădat la securitate. Și a spus acolo adună omul meu la rugăciune, pune lanțurile pe el. După 17 ani de pușcărie a venit apoi tot la nevastă sa și s-a uitat în ochii ei și a spus așa, dragă, tu nu poți să greșești față de mine de câte ori te pot ierta pe tine. Tu nu poți să greșești față de mine de câte ori te pot ierta pe tine. Când am auzit întâmplarea aceasta, am spus în inima mea, niciodată nu vei semăna mai bine pe Isus Hristos ca atunci când ierți din toată inima ta pe fratele și pe sora ta. Uitați și ne-am rugat noi astăzi. Am zis, Doamne, și ne iartă nouă păcatele noastre. Doamne, tratează-mă pe mine așa cum tratez și eu pe cel care mi-a greșit. Doamne, scoate-mă pe mine din cârlig, din huc. Scoate-mă, Doamne, din cârlig. Eliberează-mă, Doamne, din încercare după cum eliberez și eu pe cel care mi-a greșit. Și adevărul este acesta. Până nu eliberezi pe cel care ți-a greșit, tu însuți vei fi legat. Când vei elibera pe cel care s-a greșit și îl vei ierta din toată inima ta, abia atunci vei fi tu însuți eliberat. Până atunci îl duci în spate. Până atunci mânci cu el, te duci cu el în concediu, dormi cu el, totdeauna e în capul tău. Dar când îl ierți din toată inima ta, vei cunoaște dimensiunea ale Harului Dumnezeu pe care nu le poți cunoaște dacă nu ierți din toată inima ta pe fratele sau pe sora ta. Seara asta aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi. Ai iertat din toată inima pe cel care ți-a greșit? L-ai eliberat din inima ta? Sau un călții acolo legat? Dacă îl ții legat, tu însuți vei fi liber. Tu însuți vei fi legat. Dar dacă le eliberezi și în seara asta, spui, Doamne, aleg să-l iert după cum tu mai iertat pe mine, Doamne. Aleg, Doamne, să le eliberez, Doamne. Am nevoie și eu de iertare, ta ca pâinea de toate zilele. Doamne, aleg să le liberez, Ascultă-mă, tu însuți atunci vei fi eliberat și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ce se întâmplă dacă nu ierți? Dacă nu ierți pe fratele sau pe sora ta, Primul lucru care ți se va întâmpla va fi următorul. Vei fi mai bolnav din punct de vedere fizic. Un om care nu iartă pe fratele sau pe sora sa se va îmbolnăvi mai repede din punct de vedere fizic. Cei care studiază trupul ăsta omenesc au ajuns la concluzia că bolile nu se fac atât de, la, atât de mult de la ceea ce mănânci, ci de la ceea ce te mănâncă pe din interior. Ți ură și amărăciune simte și tatăl și pancreasul. Inima simte, psihicul simte. Medicina spune astăzi că sunt boli psihosomatice, boli ale trupului, datorită unui psihic încărcat. Când nu l-ai eliberat în mintea ta, când îl ții în mintea ta, ascultă-mă, trupul tău va simți. De aceea, Domnul Dumnezeu ne-a spus de mult, nu te supăra că supărarea duce numai la rău. Dacă ții ură și amărăciune și nu le eliberezi, trupul tău va fi mai bolnav. Am auzit de fratele Mihăniță Dănilă, care mama lui pe vremea covid era în spital și încerca să evangelizeze pe o soră, care zicea, nu pot să o iert, zice, pe cumnată mea nu pot, da, ani de zile. Zice, cum mă, tu femeie pocăită, dacă morea mu? Nu pot, nu pot. O trebuie să o evangelizeze ca pe copiii mici. După care, o pus mâna pe telefon și o zis, cum te rog, iartă-mă. Aia de cealaltă parte, o zis, iartă-mă tu pe mine. Și și-o -și cerut iertare una la alta. Și s-o -o eliberat. Știți ce s-a întâmplat? diabetul care era la 400. O căzut jos și o scăpat de diabet. Frați și surori, există boli în trupul lui Hristos care Dumnezeu nu le vindecă indiferent cât de mult ne-a rugat. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea, ci păcatul pune un zid de despărțire. Dacă vezi că există păcate conștiente în viața ta, nu pune o mie de oameni să se roage pentru cauza ta, mai întâi du-te mărturisește păcatul înaintea lui Dumnezeu. Dărâmă zidul de la mijloc, ca rugăciunile sfinților să aibă efect apoi înaintea lui Dumnezeu. Ba mai mult, dacă nu ierți, nu numai că vei fi mai bolnav din punct de vedere fizic. Un om care nu iartă, îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ascultați ce zice Biblia în Efeseni, capitolul 4, versetul 30. Biblia spune așa. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Și după ce zice să nu întristați pe Duhul Sfânt, Scriptura spune... Orice mărăciune. iată șase lucruri, în cap de listă, orice mărăciune, iuțime, mânie, strigare, orice fel de clevetire, orice fel de răutate, ce să facă? De ce stare? Să piară. Nu întrista pe Duhul Sfânt și în cap de listă, zice Biblia, orice mărăciune, Amărăciunea tristează pe Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este asemănat în Scriptură cu un porumbel. Și porumbelul nu are fiere. Și fierea amară. Dacă ți ură și amărăciune în inima ta Pe fratele sau pe sora ta Duhul lui Dumnezeu este întristat Nu te mai asistă Când predici Faci lucrarea lui Dumnezeu și nu mai emani Autoritate spirituală, de ce? Pentru că Duhul Sfânt este stins Uitați-vă de exemplu la viața lui Ștefan Care a fost secretul ungerii lui Ștefan? De ce Ștefan a fost umplut Cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Și Biblia că prin mâinile lui se făceau de vindecări. O mulțime de preo se întorceau la Dumnezeu. De ce Dumnezeu l-a folosit pe Ștefan cu așa putere? Te uiți la sfârșitul vieții lui. Și acolo îți dai seama următorul lucru. Uită-te cum moare. În timp ce oamenii au luat pietre ca să-l ucidă, Biblia spune că Ștefan s-a rugat și a zis, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă nelegiuirea aceasta. Și cu alte cuvinte, Domnul zice, uită-te secretul ungerii lui spirituale. Uită-te să vezi cum moare. Nu cere răzbunare. Nu spune, lasă o să-i spun și eu lui zice Biblia, omul acesta se ruga pentru cei care îl omorau. Și lipsa de răzbunare, lipsa de, de, de răzbunare, știi ce va aduce? Prezența lui Dumnezeu în viața noastră, lăuda să fie în numele Domnului. Seara aceasta fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Și dacă vezi în inima ta că există oameni pe care nu i-ai iertat și vezi că Duhul Sfânt e în inima ta, și vezi că Duhul Sfânt pur și simplu nu te mai mișcă ca altă dată, știi ce să faci? Să spui, Doamne Dumnezeule, vreau să mă pocăiesc, Doamne, de orice Duh de neiertare, Doamne. Și vreau puterea Ta să vină peste mine, slăvi și onorat să fie în numele Domnului. Amin? Un alt lucru care ți se întâmplă dacă nu ierzi din toată inima ta pe fratele, sau, pe fratele tău sau pe sora ta, este că îi spui lui satana, bine ai venit în inima mea. Exact așa. Un om care nu iartă, se deschide spre o lume ocultă. Își deschide ușa inimii spre o lume a celui rău. Și ce rău va invada cu alte duhuri în inima lui. Unde scrie asta în Biblie? Biblia spune așa, 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 10. Spune Biblia așa. Dar pe cine iertați voi? Îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu dacă am iertat ceva? Am iertat pentru voi în fața lui Hristos. Dar de ce am iertat? Ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi. Căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Și Pavel zice, de ce am iertat? Ca să nu-i dau cap de pod, să nu mă deschid, să nu dau câștig de cauză celui rău. Pentru că, da, Dumnezeu are un plan cu viața ta, dar dacă Dumnezeu are un plan cu viața ta, vreau să spun ceva, și satana are un plan cu privire la viața ta. Și Biblia spune, nu suntem în neștiință. Și zice, Pavel, de aia am ales să iert. De ce? Pentru că dacă nu ierzi din toată inima ta, ce rău își va face planurile, se va atinge de integritatea ta, te va duce la păcate pe care nici nu poți să ți le imaginezi. De aceea zice Apostolul Pavel, iert, de ce? Ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Vă să aminte de pilda pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o? Un împărat care avea un datornic de 10.000 de galben, care înseamnă 20 de milioane de dolari. Și Biblia când n-avea cu ce să plătească și s-a aruncat la pământ și a zis mai îngăduie mă și îți voi plăti. Și Biblia spune că împăratul i s-a făcut milă și a zis uite te iert de toată datoria, du-te, te iert, du -te. Și Biblia spune că omul ăsta prin de bucurie s-a dus înspre casă și a văzut pe unul care datora o înghețată. O sută de lei. Și Biblia când l-a văzut, la a luat de gât și a zis, plătește-mi ce mi-ești dator. Plătește-mi ce mi, dator. Plătește -mi, ce mi dator. Și omul a zis, mai îngăduie-mă. Și asta a zis, nu te iert, nu te iert. Și Biblia că a aruncat în închisoare. Când au văzut slujitorii împăratului lucrul acesta, s-au dus la împărat și a zis, împărate, nu l-a iertat tu pe omul ăla de 20 de milioane de dolari? Uite ăsta și-a întâlnit colegul și nu l-a iertat de 100 de lei. Când a auzit împăratul l-a chemat și a zis, rob rău, ție ți-am iertat toată datoria pentru că m-ai rugat. Nu se cădea să ierși și tu pe omul ăsta? Și Biblia spune, a zis, aruncați-l în închisoare și să nu iasă de acolo. Până nu va plăti cel din urmă bănuți. Și dați-l pe mâna, zice stare, chinuitorilor. Să știți că un om care nu iartă, este un om chinuit. Și chinuitorii ăia sunt duhurile rele. Nu știu dacă ați văzut oameni care, dacă nu iartă, îi vezi prin oraș că vorbesc singur. Totdeauna au debate și imaginează că e în fața lui și cum îi dă, și cum zice el și ce replică îi dă. Stă în pat noaptea, să face zoo afară și el e tot cu capul în tavan. Și-și imaginează, nu iartă, nici cum, nu iartă, nu iartă. Totdeauna e cu frâna de mână trasă. Cum ești frate, Ca pe pământ. N-are har, n-are bucurie, n-are pace, de ce? Ăștia schinuitorii. Ție și mie Dumnezeu ne-a iertat 20 de milioane de dolari, frașesorilor. Ne-a iertat atâtea păcate. Și noi suntem datori atunci ce să facem? Să iertăm pe cei care ne-au greșit. Dacă Iisus Hristos cu rănile necicatrizate a putut să spună, Tată iartă că nu știu ce fac, ce experimentăm noi sunt niște pișcături față de ce a suferit Hristos. Și ce să faci? Să spui, Doamne, aleg să iert din toată inima mea în numele lui Iisus Hristos. Amin? Iartă! Iartă! Pentru că dacă nu ierți, duhurile te vor chinui și îți va lua pacea și îți va lua liniștea. Abia atunci când ales să ierți din toată inima ta, tu însuți vei fi eliberat, slăvit să fie Domnul. Un alt lucru care ți se întâmplă dacă nu ierzi din toată inima ta este că îl vei avea vrășmaș nu pe satana, ci chiar pe Dumnezeu. Biblia spune așa, de trei ori în Scriptură spune Scriptura așa, răzbunarea este a cui? A Domnului. Un om care nu iartă și vrea să se răzbune, nu face altceva decât Ia acest atribut care aparține lui Dumnezeu și zice, mă răzbun eu. Eu o să joc rolul de Dumnezeu și eu o să îi dau replica. Și când te atingi de slava lui Dumnezeu, dăm voie să spun ceva. Dumnezeu își împarte cu noi bunătatea, dar nu își împarte slava. Dumnezeu își împarte bunătatea cu noi, dar când te atingi de acest atribut al răzbunării care aparține lui, să știi că îl vei avea vrăjmaș nu pe satana, ci chiar pe Dumnezeu. De aceea dacă în această seară ești aici și poate ești pe buza prăpastei, ești pe buza iadului și ai în tine dor de răzbunare, îngroapă securea. Răzbunarea Domnului, lasă-L pe Dumnezeu să te apere pe o cale dumnezească. Nu te murdări! Noi avem în România o vorbă. Dacă hornarul satului vrea să se bată cu tine și tu ești îmbrăcat în costum alb și dacă îl poți bate, nu te bate cu el că nu mai te murdărește. Și dacă ai dreptate, nu te bate cu el că el nu are regulă, el vrea să te murdărească, să te facă praf, lasă-l pe Dumnezeu. Răzbunarea este a cui? Este a Domnului, slăvit să fie Domnul. Gândiți-vă, de exemplu, la Nabal. Ce Biblia că David a avut grijă de oile lui Nabal și a trimis niște slujitori. Și a zis, spuneți lui Nabal că am avut grijă, toată noaptea am avut, nopți întregi am avut grijă de oile lui. Spune lui Nabal să ne dea ce lasă inima, ceva brânză, caș, lapte sau ceva. Și Nabal omul ăsta era foarte bogat. Și Biblia spune că Nabal a spus slujitorului David, cine este fugarul ăla de David? Se dau eu lui brânza mea și cașul și laptele oilor mele. Nu-i dau nimic la fugarul ăsta de David. Și au venit slujitorii lui înapoi acasă și au zis, Davide, o zis Nabal că ești un fugar. Când a auzit David lucrul ăsta, tot orgolul masculin a explodat și a zis așa, să mă perepsească Dumnezeu cu toată asprimea. Dacă nu-l omor pe Nabal și pe toți ce departe bărbătească, nu numai el, tot neamul lui să moară. De ce? Pentru o vorbă. Pentru o vorbă. Pentru o insultă. Trebuie să moară. Și Biblia spune că în timp ce mergea să-l omoare pe Nabal, i-a ieșit în cale cine? Abigail, soția lui Nabal. Parcă este simbolul Duhului Sfânt. I-a ieșit în cale Abigail și a zis așa, 1 Samuel 25 cu 28 Iartă, Domnul meu Iartă Că dacă ierți Domnul îți va face o casă trainică Auzi? Vrei o casă trainică? Iartă, Domnul meu, pe Doamna ta Doamne, vrei o casă trainică? Iartă, Doamne, pe Domnul tău Și Biblia spune că Domnul îți va face o familie trainică Și niciodată să nu fie răutate în tine De ce? Că tu porți războaiele Domnului Vreau să vă întreb ceva. Când ne rugăm, suntem noi în bătălie spirituală împotriva Duhului răutății? Da sau nu? Când ne rugăm, suntem împotriva Duhului răutății care sunt în locuri cerești? Da, suntem. Și dacă vrei să ai rugăciune ascultate, ce trebuie să faci? Să nu fie răutate în tine. Pentru că dacă ai răutate, războaiele tale pe genunchi nu sunt câștigate în ceruri. Și zice Biblia să nu fie răutate în tine. Că tu porți războaiele Domnului, frate și soră, drag prieten care mă asculți, dacă ai în inima ta ură mocnită, dacă ai acolo duc de neiertare, în seara asta să vii la picioarele lui Iisus Hristos, să spui, Doamne Dumnezeule, vreau să mă pocăiesc, Doamne, de orice amărăciune, Doamne, de orice duc de răutate, Doamne, și vreau ca inima mea să fie curată înaintea ta, slăvi și onorat să fie numele Domnului. lăudat să fie numele Domnului. De multe ori mă gândesc la acest David, care când a luat Saul, sulița și-a dat după el, zice Biblia că s-a tras, și sulița a intrat în perete. Ar David n-a luat sulița să-l omoare. Și a fugit. Și m-am gândit, omul ăsta a rezistat la o persecuție de 13-15 ani de zile din partea lui Saul. Și n-a putut să reziste la o, o, insultă, la un cuvânt de ocară. Așa sunt mulți. Rezistă la mari spite. Dar nu uită ce au zis cineva a mus 20 de ani de zile. Și când vorbești cu el, are aceeași patimă, că parcă ieri s-a întâmplat. În această seară, să venim înaintea Domnului să spunem, Doamne, eliberează-ne, Doamne, de orice duh de amărăciune, Doamne, orice duh de neiertare. Și, și Biblia că David a zis, binecuvântat să fie Dumnezeu și judecata ta, că Domnul mi te-a scos în cale. Domnul mi te-a scos în cale. Și, și Biblia și-a băgat sabia și a plecat. Abigail s-a dus la soțul ei. Și ăsta era într-o beție teribilă. Când s-a trezit din beție, Abigail i-a zis, a venit David, mă, și-a vrut să te omoare. A venit David și a vrut să te omoare. Cum ai putut să-l faci pe omul ăsta fugar? Când a auzit naba lucrul ăsta, zice Biblia că inima i s-a făcut ca piatra. Zece zile pe aparate, zece zile în comă și după zece zile inima ca piatra. Domnul a lovit, dar David a rămas, a rămas cu mâinile curate. Frate și soră, lasă-l pe Dumnezeu să te apere, că răzbunarea este a cui? Este a Domnului. Că dacă te murdărești tu, Doamne, multă apă trebuie să treacă pe criș până când să uită. Multă apă! Nu că Domnul nu iartă, ci pur și simplu îți ia puterea spirituală și autoritatea morală. Un păstor mi-a zis în urmă cu câțiva ani de zile, frate Gabi, când Dumnezeu vrea să, să perepsească pe cineva, îi ia fermoară de pe gură. Când Dumnezeu vrea să perepsească pe cineva, îi ia fermoarul de pe gură. Și lasă pur și simplu să vorbească tot felul de anomalii, tot felul de lucruri rele și să face singur de rușine. M-am gândit la cuvântul ăsta și m-am gândit la un verset din Proverbe 26 cu 26, unde Biblia spune așa: Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, răutatea lui se va descoperi în mijlocul adunării. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, pace, pace, da, slavă Domnului. Și își machează păcatul ăla. Și ca o bombă cu ceas. Ascultă-mă dacă ești aici. Și ai o ură în prefăcătorie, pace, pace, și în inima ta ai război. Ascultă-mă. Dezamorsează bomba aia. Caută pe cineva și du-te mărturisește dacă nu poți singur. Prăbușește trăința lui Dumnezeu în dormitorul tău și spre Doamne. O intra, Doamne, necurat în inima mea. Doamne, eliberează-mă, rupe orice lanț. Pentru că ascultă-mă, dacă nu te eliberezi, răutatea aia care o maschez, odată explodează. Și diavolul vrea să te facă de rușine unde? În mijlocul adunării. Și apoi toți, fratele la bun, eu, sora aia bună, eu, nu vin să cred. De ce? Pentru că ai ținut prea mult acolo. Ai ținut prea mult acolo. Seara asta să spui, Doamne, orice mărăciune care întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, fă să piară, Doamne Dumnezeule. Păzește imaginea mea, a familiei mele, Doamne. Ajută-mă să omor păcatul, ca nu cumva păcatul să mă omoare pe mine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin? Omoră păcatul. David zice Biblia, binecuvântat să fie Domnul. Și-a băgat sabia în teacă și a plecat. Seara asta, dacă ești aici și vezi că ești vulnerabil, ești pe buza iadului, ai acolo anumite lucruri, să vești-o, să vezi și o ascultă-mă, oprește-te. Răzbunarea este a cui? Este a Domnului. Mă gândesc la Iosif. Iosif este probabil personajul care seamănă cel mai bine pe Domnul Isus Hristos din Sfânta Scriptură. Iosif a fost preubitul Tatălui său. Isus a fost proibitul tatălui său. Iosif a fost vândut pe arginți, Isus a fost vândut pe arginți. Iosif a fost ispitit, Isus a fost ispitit. Iosif a biruit ispita, Isus a biruit ispita. Iosif a fost în groapă, Isus a fost în groapă. Iosif a ieșit din groapă, Isus a ieșit a treia zi din groapă. Iosif s a iertat frații, Isus Hristos a zis iarte că nu știu ce fac. Și vezi pe Iosif în oglindă cu Domnul Isus Hristos. Ajuns să se în pușcărie acuzat de hărtuire sexuală. 13 ani de zile a stat acolo, după ce a fost vândut de frații lui. Dar nici ieri în Sfânta Scriptură nu ni se spune că după ce a ajuns prim-ministru, nici ieri în Sfânta Scriptură nu ni, nu ni se spune că s-a dus la căutat-o pe femeia aia care i-a mâncat viața. I-a mâncat 13 ani de zile. Și acum să vezi ce o să-i facă, nicăieri. Pentru că Iosif înțelege că răzbunarea este a cui? Este a Domnului. Au venit frații lui și au zis, noi suntem oameni de treabă, noi suntem oameni de treabă, ei care l-au vândut pe fratele lor. Și ascultați ce zice Biblia în Geneza, capitolul 45. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. De ce a scos pe toți egiptenii afară? Când i-a văzut pe frații lui a zis, toți egiptenii să iasă afară. De ce i-a scos afară? Și n-a mai rămas nimeni decât Iosif cu frații lui. De ce i-a scos afară? Și de ce? Și de ce? Ca să le salveze fața. Să le salveze imaginea în, 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 în fața egiptenilor. Ca să nu scui pe oamenii pe ei pe stradă. Pentru că Iosif știa bubaia cu puroi de sub braț. Știa trădarea aia de acum 20 de ani de zile și n-a vrut să afle egiptenii, a vrut să-i pună în funcții. Și pentru asta a zis, toată lumea se iasă afară, trebuie să o rezolv între mine și el. Pentru că atunci când ierzi din toată inima ta, nu mai sunt pe toată lumea și pui pe Facebook și pe TikTok și nu vrei să fii telefonul fără fir, toată lumea să știe. Când ierzi din toată inima, vrei să-i aperi imaginea, toată lumea afară, rămâne între mine și tine și îngropăm aici. Știi și zice Biblia că după asta, Iosif s-a uitat la frații lui care deja tremurau. Geneza 45 cu 4. Și Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine! Apropiați-vă de mine! Adică atunci când ieși din toată inima ta, nu mai creezi intimidare, e ok! E ok, te poți apropia, e ok! Nu mai intimidezi! Nu spui, bă, 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 tu, 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 tu să taci, că eu știu ceva din trecutul tău. Tu nu mai vrei să-i vi, să paralizezi viitorul că știi ceva din trecutul lui. Îl lași să trăiască natural, normal, e ok. Apropie te de mine, nu există răzbunare. Că Biblia spune așa, ferice de cel cu fără de legea, acoperită. Când acoperă Dumnezeu păcatele, frate și soră, și tu trebuie să le acoperi. Există oameni care totdeauna au funcția asta, să tragă plapuma și să-i tot felul de lucruri. crede că dacă Dumnezeu vrea să știi că Dumnezeu poate să pescuiască păcatele alea care le-a aruncat în mare uitării, alea tale și care crezi că nimeni nu le știe. Să crezi tu asta. Oricând Dumnezeu poate să pescuiască păcatele tale din trecut și să le pună pe tapet. Oricând poate. Și dacă, făc dacă n-a făcut-o, nu înseamnă că n-a putut. Ci că e bunătatea lui față de tine și față de mine. Iosif s-a uitat și a zis, toată lumea afară, de ce? Vreau să salvez imaginea. Vreau să-i salvez imaginea. Nu mai vreau să intimidez, ba mai mult. Iosif niciodată nu zice, ați văzut că s-au întâmplat visele mele. Ați văzut? Ați văzut? Ți-am spus eu. Iosif nu mai reproșează. Iosif nu mai condamnă ce spune așa. Negreșit, voi ați vrut să-mi faceți rău. Domnul a schimbat răul în bine. Domnul m-a trimis înaintea voastră. Nu voi. Domnul m-a trimis. Și îl pune pe Domnul în față să se împlinească planul lui Dumnezeu. Ăsta e Iosif. Niciodată nu vei semăna mai bine pe Isus Hristos ca atunci când ales să ierți, să ierți din toată inima ta, slăviți și onorați să fie numele Domnului. Amin, frați și surori? Înainte să moară tata lor pe nume Iacov, i-a chemat pe toți <coughs> și le-a dat binecuvântarea. Ascultați ce zice despre Iosif. Genesa capitolul 49, cu versetul 26. Ele, adică binecuvântările acestea, să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului Domnului fraților săi. Cine este Iosif? Ăsta e Domn peste frații lui. Cine e Iosif? Cap și domn peste frații lui. Și acum vreau să te întreb ceva. Vrei să fii cunoscut în biserica asta ca un domn? Noi în România zice, bă, zice, e un domn, Bă, e un domn, e un gentleman. Dar de ce? Bă, do avut mingea la fileu, putea să-mi o servească și să mă facă neom. Putea, bă, dar a fost un domn A fost un domn Bă, Iosif ăsta putea să-i facă praf pe frații lui Bă, dar ăsta e domn peste frații lui, de ce? Și-a arătat o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu Vrei să fii cunoscută ca și o doamnă în biserica asta? Vrei să fii cunoscută a lady? O doamnă, știi ce să faci? Iartă! Iartă! Că niciodată nu vei semăna mai bine pe Iisus Hristos ca atunci când ierți din toată inima ta. Spuneți-mi dacă, dacă nu, asta e, cea mai mare provocare în lumea evanghelică. Și nu numai. Warren Worsby spune așa, dacă vrem să avem trezire spirituală, pocăiți ar trebui să facă un singur lucru. Să se ierte unul pe altul. Într-un mod natural, Duhul Sfânt vine unde nu există buruieni, nu? Dar dacă există buruieni amară, amare, putem avea tot worship, 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 worship. Să creăm tot felul de stări artificiale. Dacă nu ierzi din toată inima ta, Duhul Sfânt nu vine. Ce știi trebuie să faci? Să te prăbușești. Să spui, Doamne, mă pocăiesc înaintea ta. Atâția ani, Doamne, am lăsat ura și amărăciunea. Când l-am văzut pe fratele că intră în biserică, mi s-a ridicat tensiunea. Asta înseamnă că n-ai iertat. Iertarea nu înseamnă uitare. Că unii așa spun frate, te ier, dar nu te uit. Eu cred că e adevărată vorba asta, depinde cu ce ton o spui. Eu nu cred că a ierta înseamnă să nu uiți. Există lucruri care nu le poți uita. Dacă cineva îți fură creionul la școală, după 20 de ani de zile uiți. Dar dacă ți-o fura nevasta asta, nu mai uiți. Dar poți să ierți, dar n-ai cum să uiți. Sunt misionari cărora li se taie mâna dreaptă și o aruncă la câini Pentru că nu se leapă de Hristos Poate ala vreodată să uite ce i s-a întâmplat? Nu suntem computere, dăm delete Niciodată nu poți să uiți Dar prin harul Dumnezeu poți să ierți Iertarea nu înseamnă neapărat uitare Dacă o fată e violată și rămâne însărcinată Va putea vreodată fata aia să uite ce i s-a întâmplat? Niciodată Dar prin harul Dumnezeu poate să ierte? Da Și atunci testul iertării nu este uitarea Testul iertării este că poți să-l vezi în biserică, poți să-l vezi în curtea bisericii, poți să-l vezi la primărie, poți să-l vezi în oraș și ai pace, nu te mai râcă nimic. În inima ta poți să zici, e ok, Domnul să-l binecuvânteze. Ai ales să ierți, de ce? Pentru că Domnul Isus Hristos este modelul nostru, Slăviți să fie numele Lui. Amin? Aduceți-vă aminte că Iosif ăsta a stat aproximativ 13 ani de zile în închisoare. În anul al 11-lea, cu 2 ani de zile înainte să iasă, deci e Biblia că doi oameni, paharnicul și pitarul, au avut vise. Le-a tălmăcit visele. Și înainte ca oamenii ăștia să iasă, Iosif a zis așa, <coughs> Puneți o vorbă bună pentru mine la împăratul, că n-am făcut nimic rău. Puneți o vorbă bună la împăratul. Și Martin Lloyd-Jones, unul dintre cei mai mari teologi ai secolului 20, a spus așa, când Iosif a zis, spune-ți o vorbă bună că n-am făcut nimic rău, Iosif încă și plânge de milă. Și faptul că -și plânge încă de milă este un semn că n-ai fost vindecat în inima ta. Și când Dumnezeu l-a văzut nevindecat, nu-i corect. Dar de ce o îngăduit? N-am făcut nimic rău. Pune o vorbă bună. Când Dumnezeu l-a văzut nevindecat, Domnul a zis, Iosif, încă doi ani de zile, până te vindești total. Că dacă tu ajungi la tron cu o inimă nevindecată, cu o inimă în care nu-i corect Cum au putut să mă vândă? Dacă tu ajungi nevindecat la tron Când o să-i vezi pe frații tăi Băi, tu o să-i măcelărești Și o să spui că ești drept Iosif, încă doi ani de zile Până te vindești total Că atunci când vor veni la tron Când vei veni la tron Să te comporți cu ei Cu o iubire și cu o dragoste Ca lui Iisus Hristos și Martin Lui jones continuă și spune cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui slujitor este să ajungă într o poziție și să nu fie pregătit, să nu fie vindecat. Cel mai rău lucru este să ajungi într o poziție și să nu fii tămăduit. Cu cât o lucrare e mai mare, new levels, new devils. Cu cât Dumnezeu te ridică mai mult și mai mult și mai mult, și insultele și opozițiile vor fi mai mari. Și eu cred că asta să fii slujitor și în România și în America. Dacă vrei să fii slujitor, slujirea nu e pentru sensitive people. Dacă vrei să fii slujitor, asigură-te că ai tălp de elefant și piele de rinocer. Asigură-te că e gata să ierți, să ierți de 70 de ori Să ierți, să ierți, să ierți, să ierți. Că dacă nu ierți, satana te prinde. Dai prilește lui rău. Te leagă. Îți fură ungerea spirituală, îți fură bucuria, îți fură pacea. Ești dat pe mâna chinuitorilor. Când ar trebui să dai viață. Și mă rog ca Dumnezeu să se îndure de noi de fiecare. Iartă, frate! Iartă, soră! Mărturisește cuiva! Luptă-te cu demonul acesta! Păcatul pândește la ușă, spunea Domnul Dumnezeu. E o fiară, e un demon care pândește la ușă. Omoară păcatul. Ca nu cumva păcatul acesta să te omoare pe tine. <coughs> Nu știu dacă ați observat. Când Dumnezeu cheamă pe cineva, Dumnezeu nu-i spune totul de la început. Toți am avut lucrări de la Dumnezeu. Am un plan cu privire la viața ta. Am o lucrare din pânte cele mai tale. Amin. Dar Dumnezeu nu spune totul până ajungi să se împlinească planul ăla. Dacă ai avut lucrări din partea lui Dumnezeu care are un plan cu viața ta, să nu fii naiv și să crezi că mâine, poi, mâine, o lună, gata, intri în slujire. Că Dumnezeu mai întâi te testează și apoi te promovează. Uită-te la Iosif. Domnul îi zice, Iosife, luna și stelele se închină, snopii se închină și ăsta merge și spune, o să fiu șef, o să fiu peste voi. Domnul are un plan cu viața mea. Da, da, dar domnul nu îi spune că până ajungi la planul ăsta, va trebui să intri într-o școală, într-un atelier și va trebui să stai 13 ani de zile pe nedrept. Asta nu îi spune că dacă îi spunea, vă spun că Iosif zicea, Doamne, dă coroana asta la altul. Domnul îi zice lui Samuel, unge pe David și spune, el va fi împărat. Dar Domnul nu îi spune lui Samuel, fie te spune că 15 ani va fi în pustiu și în pește și va fugi de un om invidios și plin de gelozie. Că dacă David știa lucrul ăsta, va asigur că spunea, Doamne, dă coroana la altcineva. Da, Domnul are un plan cu viața ta, dar să știi că Dumnezeu, până să-și împlinească planul ăla, te va băga în tot felul de nopți întunecate ale sufletului. Se va uita la tine să vadă de ce faci. Se va, va răutăți, nedreptăți, oameni invidioși, pe harul, pe ungerea ta să vă arăt ce faci. Îl omori? Sau și răzbunarea Domnului? Ăștia doi ori trecut testele și au ajuns să fie cu coroana pe cap. Dacă nu ierți, unul, vei fi mai bolnav fizic. Nu te supăra că supărarea duce la rău, Va simți corpul tău, psihicul tău, inima ta, stomacul tău, ficatul tău. 2. Dacă nu ierți, <coughs> îl întristezi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 3. Dacă nu ierți pe fratele sau pe sora ta, te deschizi spre o lume ocultă. Dai prilej lui rău, planurile lui se vor împlini. În iertarea te va duce la păcate și mai mari, care îți vor afecta integritatea. Vei fi dat pe mâna chinuitorilor la plural. 4. Dacă nu ierți, Dumnezeu însuși va fi vrășmașul tău, pentru că răzbunarea este a Domnului, nu e a ta. Lasă-L pe Dumnezeu să te apere. 5. Dacă nu ierți, n-ai părtășie cu Tatăl. Nu mai ai părtășie cu Tatăl. 1 Ioan capitolul 1, versetul 6. Biblia spune așa, dacă zicem că avem părtășie cu El și umbli în întuneric, ură, minți, spune Biblia, și nu trăim adevărul. Dacă zici că ai părtășit cu, oh, Domnul, yes, Jesus, God loved me, oh, yes. Dar în in inima ta l-ai omorât până de 10 ori. În inima ta. Deci Biblia, ascultă-mă, tu nu poți să ai părtășie cu Dumnezeu. Ura, neiertarea, scurt circuitează relația ta cu Dumnezeu. De aceea, va trebui să faci ceva. Poate în seara asta, după mesajul ăsta, poate va trebui să pui mâna pe un telefon și să spui, frate, te rog iartă-mă, mă, mă ispitine curatul, din cauza mea suferi. Eu am făcut aia iartă-mă, eliberează-te. Nu mai du sacul la de ciment încă 50 de ani de zile. Și cole pe patul de moarte, zici, frate, soră, îi sunt pătăți, am știi că mor, am amu, am cer iertare Dar putem să faci asta mult 20 de ani de zile și să mergi fără sacul de ciment în spate, să mergi liber. Dar mândria nu ne lasă. Și ce să faci? Împacă-te. Cere iertare Pocăiește-te. Pune mâna pe telefon. Întâlnește-te la un ceai cu el. Dacă cineva ți-a făcut rău și nu-și cere iertare, ascultă-mă. Iartă-l și dacă nu-și-o cerut iertare. Dar nu te du la el să spui, frate, eu oricum te-am iertat. Pentru că 99% nu vor recunoaște. Nu vor recunoaște. Și ca tu de fazan, cum se spune. Alege să-l ierți în inima ta și dacă nu-și o cerut iertare. Pentru că e în joc relația ta cu Dumnezeu. Și spune, Doamne, aleg să-l iert, Doamne. Doamne, această o travă care am ținut-o în inima mea, Doamne, o scot afară, Doamne Dumnezeule, și aleg să iert din toată inima mea și din tot sufletul meu. De ce? Ca să fiu liber, Doamne, în închinare, să gust prezența Ta, Doamne, nivele ale Harului Tău, dimensiuni ale prezenței tale. Vreau să ies din orice cușcă, Doamne. Vreau să ies și vreau să fiu liber, lăudat și onorat să fie numele Domnului. Sunt oameni pe care îi duci în spate? Iartă! Iartă! La liceu, pentru unde predau, în Oradea, eram la cursul de istoria bisericii și am zis clasii să scrie. Și unul obraznic zice către mine, n-am chef. Mama mia, când am auzit asta, mă mucosul ăsta, cum adică îmi spune mie, n-am chef la profesor. Imediat i-am zis, n-ai chef, ia jucările, pleacă, du-te la altă școală și așa mai departe. Nu l-am jignit, dar i-am zis, n-ai ce căuta atunci aici. Bine, nu cu tonul ăsta. I-am zis cu un ton foarte dur. S-a terminat ora, m-am dus la sala profesorală și aud vocea Duhului Sfânt. Gabi, va trebui să-și ceri iertare la băiatul ăla. Is that you? Ești tu, Doamne? Și eu în minte mea, zis, cum să cer? Nu l-am jignit, nu l-am făcut prost, nebun sau ceva. I-am spus, adică cum adică să comenteze el când am chef să scrie așa arogant? Ce-i prung de păstor? Eu nu am ce să cer. tare. N-am greșit, nu i -am zis nimic rău. I-am spus, dacă nu-i convine să... Pe... Zici, îi ziceam eu Domnului. Și am auzit vocea Domnului, care mi-a zis, e adevărat, Gabi, dar tonul cu care ai spus, nu a fost un ton hristic. Nu a fost un ton al lui Hristos, a fost tonul din firea ta pământească. Și public l-ai șifonat, public să-i refaci imaginea și în fața clasei să-și cere tare. No, asta e prea tare, no. Am uitat, tu magi. Dar știți, mi-era așa ca o presiune pe tot corpul. <coughs> M-am dus mai repede, am fost la altă oră, am ieșit mai repede cu 10 minute, am intrat în clasă și am zis profesoarei că vreau să vorbesc ceva cu clasa. Dar profesoara zice, da, zice, poți să spui. Nu, nu, zic acum, era prea de tot și ea să fie acolo. Nu mi-a ajuns și numai eu cu clasa. Zic, nu, nu, eu cu clasa numai. S-a <laughs> rămas eu cu clasa. A zis, David, ridică-te în picioare. S-a ridicat în picioare. Și am zis, te rog frumos să mă ies pentru tonul nehristic. Am zis, exact cum eu sunt domnul. Iartă-mă pentru tonul nehristic care l-am avut cu privire la tine ora trecută hai în față, au venit în față, l-am îmbrățișat, toată clasa ne-a aplaudat. Fetele din prima bancă zice, degeaba, profi pocăit. Pe ele nu-l interesau ce au zis Augustin și nu știu care. Voia să vadă o epistolă scrisă și pe dinăuntru și pe din afară. Vreți să vă spun cum am dus la sala profesorală după aia? Știți cum am dus? Toți sărind într-un picior plin de bucurie. O căzut bolovanul și m-a dus plin de bucurie. Frate și soră, Poate trebuie să faci lucrul ăsta. Să ai părtășie cu Tatăl. Alege să ierți din toată inima ta. Pentru că dacă nu ierți, vei fi mai bolnav fizic. Dacă nu ierți, îl întristezi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă nu ierți, te deschizi spre o lume ocultă. Dacă nu ierți, îl ai pe Dumnezeu ca vrăjmaș. Dacă nu ierți, n-ai părtășie cu Tatăl. Dar poate sunt oameni aici care n-au probleme cu iertarea din partea lui Dumnezeu, ci nu se iartă pe ei înșiși. Sunt oameni care mărturisesc același păcat de ani și ani de zile și nu se iartă pe ei înșiși. Dacă este cineva aici care nu se iartă pe el însuși pentru ce a făcut amuz 20 de ani de zile sau 5 ani de zile, nu știu ce păcat grozolan. Ascultă-mă. Dacă Dumnezeu te-a iertat, cine ești tu să nu te ierți pe tine însuți? Ești tu mai mare ca Dumnezeu? Biblia spune ce a curățit Dumnezeu tu să nu mai numești? Spurcat! Alege să te ierți! There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Nu mai este nicio sândire, ești în Hristos. Sângele Domnului te-a curățit. Aduceți-vă aminte de Petru care s-a lepădat de Domnul. Și de ziua de Rusale vine și spune așa, voi v-ați lepădat de cel sfânt. Petru, dar cum poți tu să spui, voi v-ați lepădat? Dacă femeia aia e în mulțime, nicio problemă. Eu m-am întâlnit după lepădare, m-am întâlnit cu Domnul pe Marea Tiberiadei. De trei ori am căzut, de trei ori mi-au zis, Simone, mă iubești? În jurul focului m-am lepădat, în jurul focului m-a întrebat Isus. Isus m-a ridicat. Nu mă mai interesează ce zice lumea. Hristos m-a ridicat, slăvit să fie Domnul. Moi s-a omorât un om. După 40 de ani de zile, Domnul îl cheamă pe muntele Sinai și zice, uite, du-te, spune poporului, să nu ucizi. Dar Domnul am ucis, nicio problemă. A avut o întâlnire, la rugul a prins și Domnul te-a ridicat. Iartă-te și tu pe tine însuți. Alege să te ierzi Aruncă acest idol al vinovăției și spune, Doamne, Aleg să mă iert din toată inima mea pentru că Tu m-ai iertat, binecuvântat să fie Domnul. Amin, frați și suror? Sfântați ce zice Biblia în Iov. Iov, capitolul 42. Știți că Iov, omul ăsta, a fost încercat greu. 40 de boli în trupul lui. business făcut praf. 10 sicrie în curtea casei lui. Și pe lângă asta au mai avut și trei supărăcioși, trei prieteni care timp de șase luni de zile i o dat în cap și a zis te o bătut Dumnezeu, ai băut nelegiuirea ca apa de aia ți se întâmplă lucrurile astea zici că erau români când se întâmplă o nenorocire la cineva, rapid e și eu tot, ah, cred că îl curăță Dumnezeu rapid, rapid dăm noi cu barda măcar că omul ăsta a suferit pentru că s-a pus un pariu pe capul lui Dumnezeu și satana dar ăsta a dat-o cu presupusa și ascultați ce zice Biblia în Iov 42 cu versetul 10. Biblia spune așa. Iov 42 cu 10. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Domnul i-a dat înapoi textura pielii ca unui copilaj, ca starea lui de la început. Când i-a dat Dumnezeu înapoi starea de la început? Ziceți când? După ce s-a rugat Iov. Pentru prietenii săi. Când? Când a primit vindecarea fizică? Când? După ce s-a rugat pentru prietenii, pun în ghilimele, ăștia, cred că Duhul Sfânt a avut simțul morului acolo, ăștia, numai prietenii nu au fost, că nu m-au lovit. După ce s-a rugat, după ce a binecuvântat, Domnul i-a dat înapoi starea de sănătate. Și zice, Biblia și-a dat dublu decât tot ce a avusese. Frate și soră, există uși materiale și uși spirituale care sunt închise în dreptul nostru până când alegem să iertăm. După ce ți-a rugat pentru ei, s-au deschis ușile cerului și Domnul a turnat binecuvântare. Vrei binecuvântarea spirituală și nu numai din partea lui Dumnezeu? Ce-ar fi în rugăciunea asta să vii să spui, Doamne, binecuvântă business-ul vrășmașului meu? Poți să te rogi așa? Binecuvântă-i familia, Binecuvântă-i prunci, Doamne. Orice amărăciune, Doamne, vreau să piară în seara asta. Că vreau binecuvântarea Ta. Doamne, înțeleg că Tu testezi și înțeleg că Tu îngădui toate nedreptățile astea în viețile noastre ca să ne testezi, ca să ne arăți ce de există de fapt în noi. Dar venim înaintea Ta, Doamne. Și în seara asta alegem să iertăm din toată inima noastră. Amin, frați și surori? Hai să ne cămăm în picioare. <coughs> Haideți să ne plecăm capete înaintea Domnului. Decide în seara asta, Doamne, aleg prin Harul Tău și prin Cuvântul Tău cel Sfânt, aleg să ier din toată inima. Doamne, nu mai vreau să stau în nicio cușcă a celui rău, nu mai vreau să stau în autocondamnare, Doamne, aleg să mă ier și eu pe mine însumi, Doamne, și aleg să ier pe toți care mi-au greșit, ca sufletul meu, Doamne, să iasă din orice cușcă, Doamne și să poți să mă nasc cerul Tău, Doamne. Vreau binecuvântarea Ta spirituală și nu numai de aceea, Doamne, mă desleg, Doamne, de orice răutate, de orice du aleg să-L iert, orice nedreptate, aleg să o iert, Doamne. De ce? Ca să am părtășie cu Tine. Așa cum stăm, hai să ne rugăm cu toții înaintea Domnului și El să ne asculte. Amin.